Examenul este valabil pentru personalul didactic care a finalizat stagiul de un an. Perioada maximă în care se poate susține acest examen este de 5 ani. Au fost admiși să participe la examenul de definitivare în învățământ 179 de candidați, după ce aceștia au trecut de prima probă a examenului național desfășurat în perioada ianuarie-20 iunie. Astăzi au lipsit de la proba scrisă 12 candidați, așadar 167 de candidați au început examenul la ora 10 și l-au finalizat la ora 14. Pentru a promova acest examen, profesorii trebuie să obțină cel puțin nota 8 la inspecția socială și cel puțin 6 la probele scrise și orale din cadrul concursului. Rezultatele inițiale se vor afișa pe 23 iulie, urmând ca eventualele contestații să fie depuse în aceea zi pe 23 și respectiv a doua zi pe 24 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie. Candidații care nu reușesc să obțină nota minimă la una din probe se pot prezenta la următoarele. Pe parcursul derulării examenului nu s-au înregistrat incidente. Conform ISEJ Constanța, niciun candidat nu a încercat să fraudeze testarea.